Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a anunțat astăzi faptul că garanțiile de securitate pe care Rusia caută să le obțină de la Occident includ prevederi care presupun plecarea forțelor NATO din România și Bulgaria. Kremlinul vrea plecarea forțelor NATO din România și Bulgaria. Aceasta este una dintre cerințele de securitate ale Rusiei prezentate în negocierile cu SUA, susține agenția rusă RIA. Moscova a cerut garanții din partea NATO obligatorii din punct de vedere juridic, potrivit cărora blocul militar va înceta să se mai extindă și va reveni la granițele sale din 1997. Răspunzând unei întrebări despre ce ar însemna acest lucru pentru România și Bulgaria, care au aderat la NATO după 1997, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a transmis că Moscova dorește ca toate trupele străine, armamentul și toate echipamentele militare grele să fie retrase din cele două țări. Salut anunțul explicit al președintelui Joe Biden privind creșterea prezenței militare a Statelor Unite ale Americii în România pe flancul estic, dacă situația de securitate se deteriorează și mai mult. Parteneriatul strategic România-SUA și solidaritatea NATO sunt foarte puternice, a reacționat președintele României, Klaus Iohannis. Mă îngrijorează că lucrurile ar putea scăpa de sub control foarte ușor. Sper că Vladimir Putin înțelege că riscă un război nuclear în toată regula, a declarat Biden.